Bună și bun regăsit în cadrul rubricii noastre O vorbă din România. Astăzi, după cum v-am promis, vom stabili regula lui fi, când cu un i, când cu doi i. Se scrie fi cu doi i numai la imperativ afirmativ, atunci când transmiți un îndemn. Fii curios, fii dornic, fii cu minte. Fi are doi i în această situație. Totodată, la modul conjunctiv, timpul prezent, persoana a doua singular, atât la forma afirmativă cât și la forma negativă, fi are doi i. Și anume, să fii cu minte, să nu fii cu minte. Spuneam că în această situație, fi are doi i. La viitorul popular, forma vorbită, tu o să fii răbdător, tu ai să fii puternic. 2 i. Viitorul format de la conjunctiv, o să fii, nu o să fii, de asemenea cu 2 i. Situațiile în care fi se scrie întotdeauna cu un singur i sunt următoarele. Forma infinitivă, a fi, se scrie cu un i. La imperativ negativ, nu fi obraznic, nu fi trist, se scrie cu un singur i. Condiționalul prezent, aș fi, ai fi. Condiționalul perfect, aș fi fost, ai fi fost, de asemenea și în aceste două cazuri se scrie cu un singur i. Conjunctivul perfect, să fi știut, tot cu un i. În situațiile în care avem formele compuse, verb plus fi, și anume poți fi, să poată fi, să putem fi, fi se scrie cu un singur i. Aș fi bine dacă n-aș fi rău. Și tot așa, important este însă cum ești, nu cum ai putea fi. Iar eu îți doresc să fii curios, să îți dorești să înveți limba română, practic să fii tu însuți sau însăți, după caz. La bună revedere!